Este în direct cu noi domnul Renato Osate, candidat din partea partidului nostru. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Spuneam, nu facem campanie, dar încercăm să obținem niște informații, să vedem ce stare de spirit există între candidați înainte de începutul campaniei sau în prima fază a campaniei. Dumneavoastră ați început campania? Aveți deja întâlniri? Așa văd pe pagina de Facebook. Da, acum deja sunt, pot să-i spun, a treia zi în campanie. Am mers o zi la Cantimir, o zi la Glodini, astăzi sunt în Chișinău. Deci da, sunt unele dificultăți, ceea ce ține că totuși multă lume, deci sunt unii care nu cred în coronavirus, avem două categorii de oameni în Republica Moldova. Și ăștia merg oriunde, alții o leacă doctor care îl avem în fruntea țării, și avem alte categorii de oameni, lume speriată, lume care stă mai mult în casă, chiar mulți cred că nu o să iasă în ziua alegerilor la vot, mai ales că nu sunt organizați. Bacecu spune că trebuie oamenii de acasă să meargă cu o mască, cu un pix, să-l aibă la ei. După asta am început noi să facem scandal. Au spus că da, ok, a ieșit Dodon ca președintele țării, știți cum ca barinul la Ruși Timpuri, каждому человеку по одной маске. Adică, mă rog, faci el sărac și poate înainte de să fie penit, știți? Așa, domnul Răusate, dumneavoastră ce scor credeți că obțineți? De ce vă întreb? Pentru că am văzut rezultatele unui sondaj realizat de cine a fost el? De Institutul Republican Internațional la comanda... Da. L-ați văzut? Sondajul AIRAI, știu despre care s-a dat. Da, sondajul AIRAI. L-ați văzut, așa? Doamna Rena, eu cred că dumneavoastră nu trebuie să pomeniți acum acest sondaj, că este sondajul în luna iunie-iulie. De-a mai bine luați până în 23 august a fost făcut, adevărat, nu este foarte aproape, proaspăt, dar este un sondaj veridic. Vorbim despre tendințe. El nu ne dă neapărat tabloul în această zi, dar tendințele. Dar vă ascultăm pe dumneavoastră. Ce scor credeți că veți obține? Deci, vă spun sincer cum este. Deci, astăzi muncesc foarte mult ca să ajung în turul 2. Dar în cel rău caz, unii spun că o să fiu pe locul 3 cu un rezultat foarte mare și undeva în coadă o să fie părțile vatamate, cum le spun eu, ăștia care au 2-3%, 1% jumate. Mă rog, avem nevoie și noi să participi și cineva. Domnul Gligor m-a auzit că nu-i de acord, că sunt prea mulți candidat. Eu vă spun, domnul Gligor, și poate unii participă prima dată în viață la prezidențiale și ultima. Lăsați-i pe oameni, să-i vadă oameni, să-i mai arăte la televizor, mai ales că sunt minute gratis de publicitate la unele televiziuni naționale. Da. Domnule Usate, vreau să întreb dacă tot ați pomenit despre turul 2, în cazul în care va exista turul 2, iar dumneavoastră nu ajungeți în turul 2, cui îi veți acorda votul? Doamna Lorena, astăzi muncesc pentru a ajunge în turul 2 și eu cred că totuși situația o să fie ca în turul 2 o să votez pentru mine. Dacă să ajungă situația după scenariul dumneavoastră și alți analiți politici, eu cred că avem și discuta pe data de 2 noiembrie, poate la dumneavoastră în studio. Am înțeles, dar știți, pentru că trebuie să mai să dați un pic de spațiu deasupra ca să nu vă taie fruntea imaginea, eu tot mă las în jos. Vă mulțumesc frumos, eu tot mă dau în jos ca să vă văd așa. Deci, domnule Usate, în 2016, grație votului dumneavoastră, Dodon a devenit președinte. Același scenariu vom avea și de această dată? Deci, pentru faptul că l-am susținut în turul 2, a fost o decizie asumată în 2016, după asta mi-am cerut scuză la toți cetățenii din Republica Moldova și acum am cer scuză încă o dată că am susținut o persoană care a devenit un culoc boțât la nivel național și internațional. Foarte simplu. Și mi-am cerut scuză și îmi cer scuză încă o dată. Eu sunt politicianul, nu-mi place cuvântul politician, dar deoarece fac politică, eu dacă fac o greșeală îmi cer scuză, adică nu mi-e rușine să-mi cer scuză pentru o faptă greșită. Da, totuși scuza, cum să vă spun, fapta dumneavoastră i-a costat pe unii 4 ani din viață. Nu, bun, pe mine m-a costat pe cei care nu l-au votat. Doamnă Ren, aproape 3 ani de zile mi-am văzut copiii și părinții doar prin Skype. Am avut colegi care au stat prin penitenciare. După declarația Procuraturii Generale am avut cele mai multe dosare politice. A fost confirmat și de Interpol.
Леон, Шидичитя, Чедо, Марок, Штицку, Мадика, ну, мне фост ушор. Да к вому обвинить синчер, до мешаешь, что спуск? Ренат, он фацел окуледжиме, а жутым отироган турудой, швеин до утри луня касыш, ее прометка ездила плохотнюк, где субматрас, шили берем цара ради плохотнюк, шит до утри лунь, а утрекотен три андизели. Так, да. Domnule Usatăi, cine este adversarul? Adversarul dumneavoastră în această campanie, cine este? Deci, într-un stat normal, adversari trebuie să fie toți concurenți electorali. Dar deoarece astăzi este o singură persoană pe arena politică care își permite fake news, care își promite să dea sute de mii de dolari cash la consultanți din interior, din exterior, care face declarații false, ceea ce ține de cheltuieli unui concurent electoral la CEC, care dimineața până seara se ocupă doar să facă video murdare despre Renato Sate și Maia Sandu. Spre exemplu, vă spun că și se ocupă ieri, astăzi și mai au de lucrat și mâine. Deci este o singură persoană, Dodon, care de la Plahotniuc ca moștenire, nu i-a rămas numai cu locul, dar i-a rămas și o leac de troll, cu Doamne ajută, Проляк десайтур к фейк ньюс. Деч тоата екипа, кара факут мизерен цараса, астаз мунчешти пентру Игор Додон. Ши де аста ел есть ну конкуренту меу электорал, ел есть астаз по проблемы националы, дежа, да, кари трес не гадим ши фащим куя, деварищи, сиском, Додон ну пати хоры ничего проблема, пентру ка ел ши есть принципала проблема цери. Ну контяза, кай кулек, кай фейк ньюс, кай политишти, care au fugit din țară împreună cu Plahotniuc și acum se reîntorc și ocupă funcții. Când fiecare noapte, în loc de să numere ce trebuie să aibă de-a face pentru stat, el șede și numără câte furi de țigări au trecut și câte mașini cu spirit. Nu, despre ce vorbim. Apropo de Plahotniuc, dumneavoastră ați fost cel care ați informat opinia publică despre faptul că Plahotniuc s-ar afla în Turcia și nu instituțiile statului. Eu n-am reușit să vă întreb și chiar vreau să vă întreb. De ce totuși am aflat de la dumneavoastră și nu de la instituțiile pe care le plătim din banii fiecăruia? Doamna Lorena, problema nu este de la cine ați aflat, dar problema e mai gravă, că instituțiile statului nu cunoșteau unde se află Plahotniuc. Deci i-am informat și eu pe ei, aici e grav, nu că doar nu merge vorba cum scria unii că scurgere de informații la MAI sau procuratură, că mai târziu, deci Procuratura Generală a ieșit prima, care după declarațiile mele a dat în aceeași zi o interpelare la autoritățile din Turcia, deci mi-au ascultat mesajul și le s-a răspuns a doua zi că da, Plahotniuc pe data de 10 noiembrie a intrat în Turcia și este la ei. Maiul iese și spune că am avut 10 de demersuri și Usatăi mai nu le-a stricat operațiunea operativă. Dar după asta când au fost sunați și întrebați direct, spuneți, vă rog, câte demersuri și pe data ați expediat în Turcia să aflați despre Plahotniuc? Ei spun, unicul a fost pe data de 29 septembrie, deci după 3 zile când am declarat Plahotniuc este acolo. Despre care MAI noi vorbim, că astăzi MAI-ul, Cacineau și alte structuri sunt blocate de Dodon, el n-are nevoie de Plahotniuc în Moldova, deoarece dacă vine Plahotniuc acasă și îi scoate 102 de culoase și altele, e problemă. Domnule Usatăi, dar acum unde este Plahotniuc? Ei chiar acum online, nu vă supărați, dar deci, ține de o colaborare cu poliția din mai multe state și deci după ultima informație era tot în orașul Istanbul, Turcia. Așa. Nu. În Cipru eu am verificat versiunea că el, știți ce face, el cumpără, procură odată la în câteva zile mai multe bilete în diferite direcții, dar să cumpere, procură un bilet și să fie în avion, sunt lucruri. Dar vă promit că oricum iată, asta este scotch, în limba rusă numește oricum, o să fie Plahotniuc legat cu scotch și adus acasă. Eu nu mai am încredere, nici în poliția lui Dodon, nici în nimeni. Păi da, ce? Adică n-am zis, v-a apucat să-l aduceți cu scotch acasă dumneavoastră sau n-am zis? El e destul de mărânțel. Eu pe Plahotniuc îl iau și în bagaj de mână. Eu n-am nevoie să achit bagaj extra și mai departe. Deci ca hand luggage, Plahotniuc da. E conform la toate parametrile aeroportului. Deci încapeși pe rapiscan, pe lent, e tot ok. Da. Domnul Gligor vrea să vă adreseze o întrebare. De fapt, două, foarte succint. Vă rog. Ce trebuie să se întâmple în cazul în care nu treceți în turul 2 ca să-l votați pe Dodon? Și trebuie să se întâmple? Da. Domnul Gligor, dumneavoastră, așa de frumos ați întors întrebarea doamnei Lorena.
Și ține de Dodon. Dacă am spus clar, Ștefan, că Dodon astăzi ne-a făcut cunoscuți în toată lumea faptul unui culoc buțin. Deci astăzi și poate să întâmple. Doar de să mor, să-mi iei uneva la morgă mânuța și cineva scrie și spui că băi, usatul e semnat declarația că îl ține pe Dodon încă cât era viu. Am înțeles răspunsul. Și încă o întrebare. Noastră ați declarat că în cazul în care deveniți președinte al Republicii Moldova, primul decret pe care îl veți semna va fi de dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova. Din pură curiozitate, în temeiul căror norme legale o veți face? Domnul Ștefan, eu înțeleg dumneavoastră sunteți un jurist bun și confirm acest lucru, dar în același timp, domnule Gligor, eu dacă o să merg după principiile dumneavoastră juridice, eu trebuie să dizolv Parlamentul peste vreo 8 ani de zile. Eu o să fac foarte simplu. În baza articolului 2 a Constituției este scris clar că puterea aparține poporului. Și apropo, dumneavoastră cu doamna Lorena, toți sunteți popor, cașcom. Nu, cel puțin eu așa cred. Cașcom. Înseamnă pe data de două, organizez transport din toate pe două, trei, nu vă legați de dată, organizez transport din fiecare sat și oraș a Republicii Moldova, în piața Mare Adunări Naționale. Încă o dată informez poporul, sper că alături de dumneavoastră, despre faptul ce ar însemna articolul 2 din Constituție. Președintele nou ales din majoritatea populației, majoritatea cetățenilor, nu contează, că e din primul tur, dintre doilea, înseamnă că este persoana care are cea mai mare încredere în țară. Împreună cu cetățenii, rog frumos în piața Mare Adunării Naționale, ca Parlamentul spleșe, răspunsul o să fie nu că Dodon face pentru salvarea națiunii coaliții cu Șor, cu Sfântul Duh, cu oleac de Nichiforciuc și oleac de țigări, oleac de spir. Noi o să fim contra. Eu voi semna acest decret de dizolvare a Parlamentului și eu voi spune că și dumneavoastră ca jurist o să aveți o problemă cum să ieși țara la televizor și încercați să le spuneți cetățenilor cu satul ar fi semnat poate ceva nu prea legal. Da. Având mandat din partea poporului, oamenii vor anticipate, vor scăpi de hoțomani, de contrabandiști, de deputați care se vând. Noi am spus că avem la dispoziție 10 minute, dar mai au rămas câteva secunde și vreau să vă întreb ceva și să-mi răspundeți cu da sau nu. Ca să știu dacă ne mai vedem sau nu în această campanie, participați la dezbateri. O să fac tot posibil să particip, dar oricum eu vă rog să facem un apel public să-l aducem și pe Dodon, doamna Lorena. Păi eu... Vă dați seama, o crescut și în fel și în 4 ani de zile și s-o înrozăvit. E destul de frumușel ca să-l aducem, să-l punem în studio și să răspundă la întrebările cetățenilor. Da, pentru că a expirat timpul și eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare la emisiunea domnule Usatu. Vă așteptăm la dezbateri. Din partea poporului, oricum mai aveți numai pe mine. Eu cred că dacă mai adăugați un minut, două, n-ați să aveți o mare problemă. Vă așteptăm la dezbateri. Veniți, da? Doamna Lorena, fac tot posibil. Eu doar nu cunosc în știți dumneavoastră o să decide să le faceți. Informăm. Eu mi-am planificat agenda până în data de 30. Sper că în zile când vor fi dezbateri să fiu cât mai aproape de Chișinău și eu merg la orice dezbateri. Da. Și azi mă străduie să-l aduc și pe Dodon sub țăoară. Bine, vă mulțumim mult pentru participare. O seară liniștită vă dorim. Și succes trăiați în campanie. Poporul. Trăiați poporul și aveți grijă cum votați.